Candidatul PDCM Ion Chicu a organizat un briefing de presă și a trecut în revistă principalele obiective din agenda sa electorală. Nu este posibil să vă dubleze cineva pensiile sau să tripleze salariile dacă nu vom extinde baza fiscală, baza economică a statului. Candidatul independent Andrei Năstase a făcut o totalizare a campaniei prezidențiale în fața cetății Soroca. Moldovenii vor avea cu adevărat o viață mai bună. Nu prin promisiuni false ale politicienilor, dar printr-o administrare corectă a țării. La final de campanie, candidatul PSRM Alexandru Stoianoglu a vorbit despre întâlnirile cu alegătorii și triumful dreptății, mesajul central al campaniei sale. Soluționarea fiecărei probleme a fiecărui cetățean și restabilirea dreptății la toate nivelurile reprezintă singura cale de a recâștiga încredere și control asupra parcursului nostru comun. Candidatul independent Irina Vlach și-a încheiat campania electorală la portul Giurgiulești, iar pe pagina oficială a postat un discurs transmis de fiica sa. Ești cea mai potrivită persoană pentru acest post important. Sunt sigură că vei realiza toate gândurile și speranțele pe care are poporul din Republica Moldova. Candidatul Partidului pentru Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a propus un program pragmatic, realist și necesar. În program electoral avem prioritar din cei ce ne trebuie, nu științific doar, nu frumos vorbit, dar real, ce are nevoie omul. Iar Maia Sandu, candidat PAS, a făcut o postare video pe rețelele sociale în care îndeamnă oamenii să participe la alegeri și să nu-și vândă votul. Au mai rămas doar 2 zile până la alegeri. Eu, duminică, merg la vot. Avem de luat 2 decizii importante pentru țara noastră. Mergeți la vot! Și candidatul independent Tudor Uleanovski a îndemnat pe oameni să iasă la vot pentru a face schimbarea. Pentru noi este extrem de important să acționăm exemplar, corect, legal, democratic, cu adevărat pro-european. Victoria Furtună, un alt candidat independent, a postat o secvență video de la o întâlnire cu alegătorii din Criuleni și Briceni, însoțită de un mesaj. Oamenii iubesc cu adevărat orașele și țara, doresc schimbări și văd că astăzi transformările spre bine nu sunt doar posibile, sunt în mâinile noastre. Cu un mesaj pe final de campanie a venit și candidatul partidului nostru, Renato Usat. El a ținut discursul în fața Parlamentului de la Chișinău. Eu voi fi un președinte care, și în sens direct și indirect a cuvântului, își va asuma răspunderea pentru tot. Iar candidatul independent Natalia Morar a venit cu o postare în cadrul proiectului său online. Istoria acestor alegeri nu se termină în ziua votului. Istoria acestor alegeri doar va începe în ziua votului. Un mesaj pe final de campanie mai puțin obișnuit a avut și candidatul blocului Împreună, Octavian Țicu. Acesta a făcut o paralelă între box și politică. În politică, ca și în box, ai adversari, doar că în politică aceștia de cele mai multe ori nu practică aceeași probă cu tine. Dar cel mai important în politică, la fel ca în box, poți câștiga meciul dintr-o singură lovitură. Duminică putem câștiga dintr-o singură lovitură intrând în turul 2 al alegerilor prezidențiale.